Bun găsit, doamnelor și domnilor. E o vară complicată, plină de evenimente, evenimente tragice, din păcate, dacă e să ne referim la ce s-a întâmplat de curând în Grecia, plină de evenimente și aici pe plan local. Unii spun că din cauza eclipselor și din cauza configurației astrale se întâmplă aceste lucruri. Dacă e să fie așa, atunci și august e plin de evenimente. Luna august începe în curând și pentru a ne pregăti și noi, pentru a fi puși în gardă și pentru a fi cumva avertizați la ce să fim atenți, am invitat-o pe Minerva alături de noi și mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația. Cu tot dragul. Luna august, ce ne aduce luna august? Păi luna august ar că am trebuit să ducă către sfârșitul lunii la o serie de detensionări, dacă vreți, din punct de vedere astral, pentru că pe 26 este din retrogradare Mercur, pe 27 este Marte. Atenție însă, chiar dacă ele reintră în mers normal, ciclul retrogradării se încheie destul de târziu pentru Mercur pe 22 septembrie, pentru Marte pe 5 octombrie. Ce înseamnă acest ciclu? De fapt, ciclul începe din momentul în care planeta care va retrograda, mai explicat-o, mai explic o dată, pentru că se pare că nu s-a înțeles, deci planeta trece peste gradul din care va intra în retrogradare. Perioada asta, până în momentul în care intră în retrogradare, se numește perioadă de penumbră sau de staționare. De ce? Pentru că planeta începe să-și frâneze viteza de mișcare în jurul propriului ax. Revine în mers normal, dar în momentul în care revine în mers normal, ce se întâmplă? Planeta începe să-și reia această viteză și când va depăși momentul de unde a ieșit, de unde a intrat în retrogradare, atunci se spune că ciclul se încheie complet. Deci asta august, este diferența. Luna august ar trebui să aducă niște detensionări, mai ales că pe 2 septembrie va începe ciclul retrogradării venusiene, care se va suprapune peste cele două cicluri, cel puțin două săptămâni, una la mână, doi la mână. Vom avea o perioadă foarte scurtă, să ne gândim doar așa, deci din 28, 29, 30, 31, 1 și 2, de 7 zile, în care putem să punem la punct o serie de lucruri pe care n-am putut să marșăm în perioada de retrogradare și în care am spus, domnule, negociați-vă ce vreți să cumpărați, ce vreți să antamați, ce vreți să construiți, discutați. Acum este o perioadă bună să se semneze aceste contracte. Aha. Din 2 septembrie deja din nou începe deci, să se august, dezechilibreze. Deci în august, dacă aveți desemnat contracte, semnați. Deci din 28 august până în 2 septembrie este o perioadă în care lucrurile se detensionează. Va fi o săptămână în care se pot semna aceste acte. Chiar de la 1 septembrie s-ar putea să avem surpriza unor sentințe care erau de mult așteptate. Deci se semnează niște acte și este posibil în această săptămână să avem și pe un șef al DNA. Aha. Este posibil, atenție, nu spun sigur. Apoi începe acest ciclu al retrogradării venusiene și va trebui să fim atente, în primul rând, la tot ceea ce înseamnă relația de cuplu, cum am mai spus-o, și relația de parteneriate, indiferent că este parteneriat de afaceri, că e parteneriat amoros, că e... deci trebuie avut grijă la acest lucru. Unul la doi la mână, pentru că vorbim despre Venus, trebuie să fim foarte atenți cei care practică terapiile alternative. Acum se pot face gafe. Gafe care se ridice mingea la fileu medicinii integraliste în toate și să dea un bobârnac medicinii holistice, deci terapiilor alternative. Mare grijă aici. Apoi încă un eveniment important din această lună va fi eclipsa din 11 august. O eclipsă de soare, parțială de soare. Bineînțeles, evenimentele vor fi exterioare. Trebuie să vă gândiți că tot ceea ce s-a întâmplat în Grecia, și acum revin la Marte retrograd, Marte este foarte aproape de Pământ. El n-a mai fost aproape de Pământ de 37.000 de ani. Așa de aproape. O să vedeți că el se va apropia, că la un moment dat o să ai senzația că în momentul în care Pământul pe elipsă se mișcă, Luna se va depărta, vor ajunge la un moment dat încât vor fi egale și o să aveți senzația că există două luni pe cer. Nu, unul este Marte, una este Luna. Acest Marte, pe tema natală,
a Greciei, a Atenei în mod special, configura ceea ce eu numesc un careunte, deci un aspect destul de dramatic, dacă vreți, și de tensionat, adică o jumătate din crucea fixă între cele trei planete de foc plus nodurile lunare. Deci, dar ce am sesizat foarte aproape de casa 8-a, casa lucrurilor și casa 12-a, au fost implicate foarte puternic și de aceea am spus nu se poate, aici a fost mână criminală. Și se pare că după ce am spus chestia asta, la a doua zi parcă a și spus guvernul Elen că s-a întâmplat așa ceva. Uh-huh. Îmi pare rău pentru ei, problema este însă că nu doar la ei, ci uitați-vă că toată Europa arde America, deci acest Marte pentru toate țările, care are un Marte în elevație sau un Marte foarte prost susținut, iată-l că acum acționează mai dur decât se întâmplă. Și lucrul acesta a coincis și cu eclipsa parțială de soare din 13, care pe mine povesteam într-un loc, eram în concediu și în ziua, prima mea zi de concediu a fost o zi în care am zăcut efectiv în pat și eu și Sorina făcând crize de fiere sau organic. A atacat la nivel digestiv. Era axa rac-capricorn. Acum avem axa leu-vărsător, dar ce mi s-a părut important la eclipsa din data de 27, că ea a venit și a încheiat un ciclu karmic. Foarte mulți dintre noi au resimțit această încheiere prin stări de rău, stări de somnolență, dureri în tot corpul, inadecvări cu anumite atmosfera, cu clima, cu toate astea s-au datorat acest lucru și mai mult, zic eu, foarte important să știți că această eclipsă din 27 a pus capăt unor vicii, că este băutură, că este fumat, că sunt jocuri de noroc, că deci astea au fost. Am scăpat de niște vicii. Asta e un lucru bun. Aș începe analiza acum pentru fiecare din cele 12 zodii. Începem cu Berbecul. Da, cu Berbecul, pe el va rămâne fără sprijin suplimentar în luna august. Cu toate acestea, nu trebuie să-i pese prea mult de acest lucru, pentru că este încă susținut de Marte, chiar dacă este retrograd, este stăpânul semnului său, nu-și va pierde din importanță, nativii se vor simți, cantități enorme de energie și asta încă de la începutul lunii și asta presupune să fie foarte atenți la imprudențele pe care le fac, de să nu se grăbească, să nu acționeze din impulsivitate, să fie foarte atenți la tot ceea ce au de făcut. Sunt ca un vulcan sub presiune, un vulcan care a răbufnit, a izbucnit în interior, a clocotit și acum toată lava asta te miri pe unde nu iese. Un lucru foarte important de subliniat, cuvintele nu-i vor ajuta atât de mult cât îi vor ajuta faptele. Deci cel mai bun lucru este nu să vorbească, ci să facă. Mergem mai pentru departe, Tauri. Este un moment, a zice eu, destul de bun în ceea ce privește relațiile personale. Se păstrează trendul lunii iulie pentru aceștia. Cele mai plăcute sentimente nu vor fi aleatoare, ci vor fi însoțite de un răspuns puternic din partea partenerului. Dar atenție foarte mare că aceste răspunsuri foarte puternice pot determina, cum vă spuneam, un lucru de care mie mi-este teamă, adică exact reversul. Când dai prea mult, înneci, și se satură. Și exact lucrul ăsta să fie motivul pentru care partenerii să bată în retragere. Pe de altă parte, să nu uite că Pluto este responsabil de reacțiile lui, acestor nativi. El aduce și bonusuri, într-adevăr. Influența este puțin probabilă să fie însă suficient de puternică care să le deturneze, ca să spunem într-un sens larg, destinul. Cu alte cuvinte, încrederea în sine și un nivel ridicat de adaptabilitate va fi pentru acești nativi cheia reușitei. Pentru gemeni, aceștia trebuie să încerce să nu mai facă ce fac ceilalți, că nu întâmplător sunt gemeni. Din păcate, Mercur, stăpânul lor, este retrograd, dar nu trebuie să repete mecanic anumite lucruri, ci să simtă ceea ce fac. Și nu atât să simtă, cât să gândească ceea ce vor să facă. Nu va fi o perioadă ușoară, dar nu contează ce îi motivează atâta timp cât au energia să facă ceea ce își doresc.
Vor să-și schimbe locul de muncă, să meargă înainte, deși posibil în august să nu-și găsească un loc de muncă. Da. Adică e posibil exact în săptămâna aia, care spuneam eu că va fi mai ușoară, mai fluidă, exact în săptămâna aia să-și găsească locul de muncă pe care îl caută. Dacă cred că relația lor actuală nu le mai aduce nimic și sau nu duce nicăieri, cel mai bun lucru este să fieți cinstiți și față de partener și față de sine și să pună punct. Dacă nu punem accentul pe emoții, atunci le sugerez să-și lase mintea creativă, să gândească, să pună pe hârtie tot felul de idei, pentru că va veni și momentul în care vor începe să fructifice ceea ce gândesc. Să continue. Mergem pentru raci, aceștia trebuie să lucreze din greu și în luna august pentru ei, ca și luna trecută. Este un lucru extrem de pozitiv totuși, pentru că perioada este ideală pentru schimbările personale. Mai mult, luna care este stăpâna lor va fi de partea lor, lucru care nu este surprinzător. Dar ce cred eu că trebuie luat în considerare, că influența soarelui va fi deosebit de puternică datorită poziției sale, fiind prin leu, vis-a-viurile. Și prin urmare, nu este absolut necesară implicarea, eu știu, în critică, în dezvoltare personală prea intensă în această etapă, cât aș spune, și la ei ca și la tauri, munca este cea care vorbește. Este mai bine să se deschidă spre lume, sperând că acest lucru va provoca o breșă și în lumea lor interioară. Pentru leu, care este și el un element de foc,